Salut prieteni, numele meu este Dan și în acest video o să vezi dacă sunt capabil să ucid pe cineva pentru 1.000.000 de euro. Pentru că în acest video am ca scop să răspund la toate întrebările care mi le-ați pus pe contul meu de Instagram, Mersină Dan Memea, la ce sunt capabil pentru 1.000.000 de euro. Adică ce aș face și ce n-aș face. Voi mi-ați pus întrebări, eu le-am selectat aici câteva, sunt vreo 30, cred că, și am să răspund. Înainte de a începe să dau răspuns la aceste întrebări, vreau ca timp de 5 secunde din această clipă să apeși în forță pe butonul de like. Vreau ca la acest video să fac 100 de like-uri. Am plecat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vă mulțumesc și dăm start! Cea mai întâlnită întrebare, cred că peste 40-50 de persoane mi-au pus-o doar că în moduri diferite, dacă aș renunța la visul meu, dacă aș renunța la sport pentru 1.000.000 de euro. Eu de la început vreau să vă spun, eu sunt o persoană foarte directă, foarte sinceră, așa că am să spun lucrurilor cum este. Așa că nu aș renunța pentru acești bani, pentru că am ca scop, am ca plan să fac mult mai mulți bani din sportul care îl practic, așa că o spun cu încredere că pentru 1.000.000 de euro nu aș renunța la visul meu, pentru că este visul meu la care muncesc de mic și nu vreau ca banii să-mi schimbe mintea, gândurile mele. A doua întrebare este, ai bate o fată, dar tare? Hai să fim sinceri, aș bate-o tare. Sigur că am să-i dau și eu o parte din acești bani, cred că vreo 100.000 de euro, o să-i ajungă și rămân cu 900.000 de euro. Aș bate-o, fac curge puțin sânge, puțin în spital, dar asta e. Asta e realitatea. Ai fuma iarbă în fața poliției? Sigur, pentru 1.000.000 de euro aș fuma iarbă și cu ei, nu doar că în fața lor. Ai stat 2 luni pe străzi? De ce să nu stau? 2 luni trec repede, m-aș chinui puțin pe străzi, un duș, aș aștepta să vină ploaia, dar pe urmă 1.000.000 de euro. La cursul zilei de astăzi, 1.000.000 de euro este undeva 19 milioane și ceva de lei moldovenești. Nu? Sunt ceva bani. Ai sărit de pe o clădire cu 16 etaje. Vă dați seama că dacă aș sări de pe o clădire, aș muri și ce rost mai au banii pentru mine, așa că asta nu aș face nici pentru 10 milioane. Pentru 1.000.000 de euro asta am spus, ai lovit pe mama ta, dar tare pentru 1.000.000 de euro. Nu aș lovi pe mama mea, pentru că mama mea mi-a dat viață și nu aș face asta pentru niciun ban de lume. Mai bine mor sărac decât să mor cu conștiința că persoana care m-a crescut, persoana care m-a educat, a ajuns să fie dezamăgită de mine sau și mai rău lovit. Așa că asta nu aș face, cum v-am spus, trăiesc sărac, dar nu ridic mâna la mama mea. Ai furat o mașină? De ce să nu o fur? Ce greu să furi o mașină? Ai furat o mașină, ai 1.000 de euro, după care câteva zeci de, nici zeci de mii, câteva mii de euro, îți hotărăști toate problemele, așa că aș fura o mașină. Ai sta închis cu un leu într-o cușcă, cu un leu rău. Da, aș risca, asta aș face, știu câteva procedee care sper să mă ajute să mobilizez acel leu dacă o să mă atace, așa că aș risca să stau cu acest leu. Altă întrebare avem. Ai fi agresiv timp de 1.000.000 de minute cu toți din jurul tău? Da, doar că așa lege să mă duc undeva unde să nu fie persoanele dragi mie. De exemplu, să nu fie familia mea alături și aș fi agresiv. 1.000.000 de euro, 1.000 de minute nu e așa de mult. Aș fi agresiv. Nu e mare lucru. L-ai trimite pe unul din prietenii tăi într-un loc? Da, l-aș trimite. Unii chiar merită trimiși și o spun încă o dată, merită trimiși și fără bani. Așa că asta aș face eu și cu mare drag pentru 1.000.000 de euro. Te-ai luptat cu Habib? M-aș lupta, aici mai am câteva întrebări mai încolo, pentru 1.000.000 de euro m-aș lupta cu oricine de pe fața pământului, cu oricine. Este 1.000.000 de euro, nu este puțin, așa că m-aș lupta și cu Habib. Ai sărit de pe casă? Ținând cont că casa unde locuiesc eu are 2 etaje, îți dai seama că sar de pe casă. Dacă mai pune sar de pe o casă în altă unde aș muri, nu aș sări. De pe o casă cu 1 etaj, 2, 3, chiar 4, aș sări fără nicio problemă pentru 1.000.000 de euro. Ai acceptat să stai 3 luni la pușcărie? 3 luni trec repede, pușcăria nu e cel mai rău loc de pe acest pământ. Așa că aș accepta această provocare, să stau 3 luni la pușcărie pentru 1.000.000 de euro. Lumea stă și nevinovată în pușcărie, așa că pentru 1.000.000 aș face-o chiar și cu mare drag.
Ai sări cu o parașută care nu-i sigur că se va deschide. Să fie 50 la 50. Dacă sincer nu aș sări, sunt o persoană care nu iubesc să risc în așa mod. Asta e fix cum te duce la casino și ai pune 1 milion de euro pe roșu și aștept să cadă roșu, când colo cade negru. Așa că eu nu iubesc cazinoul, nu iubesc ruleta, nu iubesc riscurile de genul acesta în viață, așa că nu aș risca pentru că este în pericol viața mea și ce rost are să mor, cum s-ar spune, bogat, dacă putem să ne considerăm cu 1 milion de euro bogat. Nu e așa mare bogăție, dar, să fim sinceri, sunt bani care se poate trăi cu ei. Așa că nu aș risca, cu toate că riscul este de 50 la 50, nu aș risca. Aleg să trăiesc, să muncesc la visul meu, să fac bani, decât să risc să mor. Ai rezistat fără internet 1 an de zile? Nicio problemă. Din această clipă, dăm start 1 an de zile fără internet pentru 1 milion de euro, o fac cu mare drag. Ai rămâne singur toată viața, gen fără nicio persoană. Nu, asta la fel nu aș face, vă dați seama, scopul nostru este să construim o familie, să avem acei copilași, să le dăm un viitor cum ne-a dat părinții noștri, așa că ce rost mai are viața să trăiești fără să ai copii, fără să ai o soție, așa că vă reamintesc cum am mai spus, mai bine mai puțini bani, dar cu o familie fericită. Așa că asta nu aș accepta pentru 1 milion de euro. Dacă ar fi posibil, ai vinde 10 ani pentru 1 milion? Asta să înțeleg că acum am 29 de ani, să-mi dai 1 milion, să am 39 de ani. Nu, nu sunt de acord, pentru că în 10 ani de zile, o persoană care meditează foarte bine, care pune capul în mișcare, este capabil să facă mai mulți bani, dar să lăsăm banii într-o parte, amintirile din viață, toate momentele din viață sunt mult mai prețioase ca acești bani, așa că nu aș da 10 ani din viața mea pentru 1 milion de euro. Ai face 100 de flotări în 1 minut. Nu sunt sigur dacă le fac la moment, dar m-aș antrena 1 lună de zile doar la flotări, ținând cont că am făcut 54 de flotări timp de 30 de secunde, aș fi undeva, dacă aș da maximum, aș face vreo 92-93, chiar voi încerca cum o să întreacă puțin mâna, că deja este mai bine, dar cu 1 lună de antrenament sunt sigur că aș face asta. Vă dați seama, este 1 milion de euro, aș dormi, cum s-ar spune, zilnic în sala de sport pentru a face aceste flotări. Și sunt sigur că voi reuși, chiar dacă la moment nu le fac, timp de 1 lună aș lucra doar pentru flotări și l-aș face pentru 1 milion. Ți-ai tăia o mână? Doamne ferește! Niciun deget, nimic! Atât de mult mă iubesc pe mine că nu aș da nicio părticică de la corpul meu pentru niciun ban. Prefer să stau cu mâna la locul ei. Ai fi în stare să-ți ucizi adversarul pentru 1 milion de euro? Nu, nu aș fi în stare să fac asta pentru că banii sunt bani, dar conștiința va rămâne mereu tot restul vieții pentru ce ai făcut, pentru ce ai ucis. Și ai luat viața unui om nevinovat. Ai face 700 de flotări în 18 minute? Cred că da. Le-aș face, chiar este o provocare. Voi încerca să fac în 18 minute să văd câte flotări voi face, dar cred că le fac. Mai ales pentru 1 milion de euro. Ai sta undeva singur timp de 1 an? Da, de ce nu? Chiar și în pădure, undeva unde n-ar fi singur. Te concentrezi asupra lucrului care vrei să-l faci. 1 an trece foarte repede, după care am la dispoziție, am 1 milion de euro care îmi fac o afacere, îmi fac un viitor. Ai face 100 de flotări în 40 de secunde. Nu cred că este posibil asta, nu cred că face nimeni, este foarte mult, pentru că am făcut în 30 de secunde, 54, încă 100, încă 50, timp de 10 secunde este foarte, foarte mult, așa că eu aș dori să le fac, dar nu sunt capabil. Ți-ai trădat iubita? Sper că nu. Uite, tu sper, nu crezi să fie așa de sincer, tu să dați seama, 1 milion de euro, cum să nu-ți trădezi iubita? Și ce ar însemna această trădare, da? De exemplu, aș schimba o dată, după care i-aș spune clar, am făcut aceasta pentru viitorul nostru. Da, dacă este o iubită care te-a susținut la greu și dacă să vorbim de această trădare, că să o părăsești sau să o abandonezi, sigur că nu aș face, ținând cont că m-a ajutat în cele mai grele momente. Dar dacă ar fi simplu pentru a o schimba sau ceva de timp, îți dai seama că aș face, după care simplu m-aș împăca cu ea, îi spune cu ce scop am făcut-o, pentru 1 milion de euro, pentru a-i asigura și viitorul ei și viitorul meu, pentru a o aduce la condițiile să nu mai muncească niciodată în viață.
ar face un meci cu McGregor sau Mike Tyson și aici am mai văzut cu Moroșanu. Cum am spus, pentru 1 milion de euro sunt gata să fac un meci cu oricine, oricare sportiv îl cunoaște de pe acest pământ, nu contează, poate fi din categoria greilor, poate fi în categorii mai mici, mai mari, sunt gata să fac un meci cu oricine pentru acești bani. Ai face sex cu fosta? Vă dați seama? Cred că erai bat când ai pus această întrebare. 1 milion de euro. Cred că aș face cu toate fostele mele odată, împreună, sex. 1 milion de euro. Doamne. Unde-s banii? Unde? Nu-i nicio problemă. Eu sunt gata să fac asta pentru 1 milion de euro. Cred că și gratis. Ai omorât pe cineva, dar să știi că nu vei fi închis. Dar asta cum ar fi... Tu îți faci interesul tău, ucizi pe cineva, tu ai banii și lași suferind în urmă familia acelei persoane. Eu nu sunt genul de persoane, nu iubesc ca cineva să suferi din cauza mea, așa că nu aș face acest lucru. Nu aș omorâ pe nimeni pentru bani. Cum am spus și vă mai spun o dată, numele meu este Dan Mișină și scopul meu este să demonstrez la o lume întreagă că nimic nu e imposibil. Și dacă aș face aceste lucruri, ce ar crede lumea despre mine? Asta e unul. Al doilea, cum aș trăi eu mai departe cu mintea mea, în mintea mea, cu aceste gânduri că din cauza mea suferă poate acea persoană a avut copii care a rămas fără tată sau fără mamă. Așa că o spun cu mare încredere și nu o spun că doar voi veți vedea acest video. Eu personal, Dan Meșină, nu aș face asta nici pentru 10 milioane de euro. Prefer să trăiesc așa cum sunt decât să trăiesc în lux, să trăiesc cu bani, dar să știu că am ucis pe cineva, așa că nu aș face. Eu vă mulțumesc, acestea sunt aproape toate întrebările, multe s-au repetat, am selectat în medie câte una să fie la fiecare temă, așa că vă mulțumesc celor care s-au implicat în aceste întrebări. Vreau să pui like la acest video, vreau să te abonezi la canalul meu de YouTube și să pornești clopoțelul, pentru că mâna mea în 2 zile va fi deja bună și voi face acele exerciții pentru abdomen. Pentru că este vară, foarte mulți dintre voi m-ați rugat să postez exerciții bune pentru abdomen. Sunt absolut sigur că în 2 zile, voi fi 2-3 zile, voi fi gata de a posta aceste exerciții. Vă doresc o zi minunată, vă doresc tot ce e mai bun de pe acest pământ. Baftă!